Bună seara, îngerași și îngerașe! Aici Felicia Ursărescu. Astăzi am fost în sat cu Dorul toată ziua, așa că public provocarea noastră cu îngeri ceva mai târziu. Dacă te-ai exersat cu întrebările și răspunsurile îngerului tău păzitor, iată, te poți exersa și cu un nou exercițiu. În primul rând, aș vrea să răspund la două întrebări. Dacă vreți să trimiteți îngeri sau dacă sunteți cu serviciul în casă la altcineva, este ok să chemați îngerii, să faceți meditațiile cu îngeri, pentru că nu încălcăm liberul arbitru. Este ca și cum am cere o binecuvântare chiar pentru casa în care locuiești, în care lucrezi eventual. O altă întrebare este referitor la numele îngerului. Da, poate fi tata, poate fi numele unei persoane cunoscute sau nu, nu are importanță. Deci, primul nume care vine, ăla este just. Așadar, dacă ai o persoană cu care ai ceva de împărțit și poate nu reușești să îți exprimi în mod clar sentimentele sau poate dorești să îmbunătățești relația cu ea, ca și la exercițiul de ieri, ceea ce este important este să fii în liniște, în pace, să te relaxezi, apoi să scrii îngerului persoanei care te interesează, adresându-i te direct. Explică îngerului mânia, durerea ta, eventual dacă o ai, sau fricile, sau iubirea, sau chiar admirația pe care o simți față de acea persoană, deci toate sentimentele pe care nu reușești să le exprimi în mod direct acelei persoane. Eventual poți cere îngerului să te ajute să clarifici o situație din trecut, dacă v-ați certat. Poate dorești să lucrezi cu acea persoană sau să-i fii mai aproape. Deci în acest caz poți scrie îngerului persoanei respective sau eventual îi poți oferi ajutorul și sprijinul dacă acea persoană are nevoie și nu poți să îi oferi altfel. Scrie și spune îngerului emoțiile, sentimentele și intențiile tale în ceea ce privește cealaltă persoană. Îngerul său va acționa pentru binele suprem al persoanei. Oricum, a vindeca, a clarifica relațiile, a promova relațiile de prietenie înseamnă a acționa pentru binele suprem. Dacă faci exercițiul corect, în mod surprinzător, îngerul îți poate da soluții la care nu te-ai gândit sau poți primi soluții care au o înțelepciune pe care tu încă nu o ai. Ca și la exercițiul precedent, ca să ai această comunicare, primul lucru pe care îl faci trebuie să te așezi într-un loc liniștit, fără să fii deranjat de nimeni, să te relaxezi și apoi să chemi mental îngerul persoanei căreia vrei să îi te adresezi. Ideea este asta. Nu trebuie neapărat să știi numele îngerului persoanei. Iar apoi, când simți că a venit momentul, vei simți în mod instinctiv, începe să scrii scrisoarea în care clarifici situația, astfel încât îngerul să te ajute în cel mai bun mod posibil. Apoi, aștepți și fără să te gândești în mod obsesiv la răspuns, dar mai ales fără să te aștepți să auzi ceea ce vrei tu să auzi referitor la acea persoană sau la acea situație, din nou te pui într-o poziție de ascultare și apoi scrii tot ceea ce îți vine în mod spontan. Îngerii scriu întotdeauna dintr-o perspectivă de iubire. Și dacă asta nu se întâmplă, atunci nu ești conectat la energia îngerilor. Mi-ar place să citesc comentariile celor care au făcut acest exercițiu. Pentru această seară este tot. Vă îmbrățișez cu infinită iubire, oriunde ați fi. Aici Felicia Ursărescu, viață lungă și prosperitate!